clasarea leilor din Banat pe locul secund a născut suspiciuni din partea altor echipe care îi acuză că au pierdut intenționat cu BC Mureș pentru a încheia sezonul pe locul 2 și a evita un eventual duel cu Asesoft în semifinale. Timișorenii resping categoric acuzațiile. E greșeala noastră, am gestionat prost ultimul sfert și ne asumăm această greșeală. În rest, nu luăm în seamă speculațiile care se fac și ne vedem de drumul nostru. Alvioleții vor juca în sferturi cu CSM București, primele două meciuri fiind pe teren propriu pe 11 și 12 aprilie și au avantajul terenului propriu în cazul unui meci decisiv. Se va juca după sistemul cel mai bun din 5 partide. În cazul în care trec de bucureșteni, alvioleții vor da piept în semifinale cu învingătoarea dintre Umobitel Cocluj și BC Mureș.